It's the Game Time cu Covrin. Imagination Studio. Salutare tuturor, eu sunt Covrin și este Game Time. Astăzi vom juca un joc asemănător cu Five Nights at Freddy și anume Final Nights 4, și anume demo, versiunea 2.0. La începutul jocului ne apar doi animatroni și după cum și auziți, este o muzică foarte ciudată. Dăm play. Foarte interesant. My name is Max Donovan. Max Donovan. And I'm a paranormal investigator. Cred că așa ne cheam pe noi în joc. Deci suntem un nene, primi Max Donovan. Max Donovan. I know I'm close to finding out what happened. Acte. Disappearances. Și încă niște acte. Și o foaie. No bodies, no nothing. Foaie. Mai mult foaie. I need to know what happened. It could be my breakthrough. It could solidify me as the man who solved Freddy's. Poveste. Attached to this note is the keys of Fredbear's. I cannot disclose my name, my origins, or how I found you. But I will meet you there. Signed by him. Cred că acum începe jocul. Să vedem. Da. This is it, where it all started. Deci este aproape ca Fazbear Pizza. Este tot așa o pizzerie, cred că. Scrisus Freddy Fazbear, ceva. Vedem imediat după ce colectăm de aici. Family ceva. Nu înțeleg ce scrie. Privat, ia să vedem, uite cheia din ghiozdan. Așa, pot să mai încep deschid. Ok, să vedem, mergem acolo, ce avem pe aici, ia să vedem, acolo dacă găsim ceva. Nu prea e nică, ce să vezi. Mai înapoi. Uite la ușa asta. Aici avem un fel de cod. Să vedem. Aici trebuie să vină 1. Așa, 9, 5, 5. Ah, nu mă lasă, trebuie să iau încolo. Yeah. Ah, că mă frig acolo, da. Vedem, aici e budă. Avem niște pișoare pe acolo. Punem un scaun. Vedem ce e. Târnă cop. Să vedem. Tire. Ah, e un topor ăsta. Buton. Înapoi. Înapoi. Acum putem. Nu-i bine. The puppet liked the attention, but he doesn't like to be seen. Deci, păpușilor, le place atenția, dar nu vor să fie văzute. Da. Press set, look down. Și acum cred că a început jocul oficial, nu știu sigur. Speram. Deci spune să apăsăm să, ca să ne uităm în jos. Ce? Nu știu. A, eu am o lanternă de aia care se învârte cu de la. Ăla semnă ca balon bol. Sincer, mi-e foame o leacă. Am niște covrigeni aici. Ce vrei? Șofară.
Și afară. Vede, ăștia tot apar așa pe rând? Care-i ideea? Uite, vede, sunt pe rând. Și doar atât de stau și mă uit în fața unui geam? Atât? Sper că jocul e mai serios de atâta. Sau ăsta cred că e un intro în joc, să te obișnuiești o leacă sau ceva. Ah, trebuie să-i dau cu lumină. Ah. Deci asta era ideea. Am și pot să dau copertina aia la o parte. Dă-i. Cine-i ăla? Nu știu. S-au de un sunet de motor acolo. Deci este o păpușă care controlează o păpușă. Și mai încarcă ăla. Băi, de capul vieții. Abia acum a început noaptea 1. Abia acum a început. S-a dus 7 minute degeaba. Da, interesant. Da, deci clasic cum începe Five Nights at Freddy. Se vede acolo un ceas cu ora 12. Ne uităm pe ușă, nu vedem. Hello there, new night guard and welcome to my establishment. Avem sus și ventilația. Da, deja am început să nu mai fiu plictisit, deja mă distrez. First up, you have your cameras up front. Activate them by pressing space on the keyboard in front of you. You can press S to exit back out. I took the liberty to go into some state of the art tent for us here. Red bears. Invisible lasers. Pretty fancy stuff. Anyway, touch a button on your buttons to switch cameras. Foarte interesant. Any room with a green triangle can be selected. Uite aici trebuie să rămânim, să vedem animatronic când pleacă. Now you also have your alarm and air refresh buttons. For now you'll only need the alarm. Pressing it will signal a bright, ventilați. Loud and red alarm to ring in whatever room you have selected on the camera. You can ring the alarm near your office by using the left shift key. And deci now onto your animatronic buddies, courtesy of me, of course. Fred Bear is up first. Deja e acușa ora 1, după cum se vede acolo în colț. If you know a select people, he will go into different rooms and try and find guests or staff members. And if he decides the place is completely empty, he'll shut off the power. Not something you want now, is it? Now, all you have to do is lead him to you. He'll go after any noise, so whenever he's taking a break to take in any sounds or signals, try ringing the alarms in nearby rooms. Bă, l-ați văzut, e ăsta. Vi l-arăt eu cu mouse acum. Bă. Party room 1. Then ring the alarm near your office. That's a shift key, remember? Bonnie, however, is a bit of a different beast. He'll wander around looking for intruders. Normally, if you wear your guard uniform, he'll read a chip inside it and not register you as an intruder. However, you didn't exactly fit the last guard's uniform, so until you can tailor yourself a new one, just try to find contact with him. But, as mentioned, Gico. Ué, Five Nights at Freddy nu se mișca aia, noi vedeam cum se mișcau. Aici îi vezi cum se mișcă. Băi. Bă.
În Five Nights at Freddy nu-i vedeai cum se mișcau. Pur și simplu să... Să făcea camera aiurea. Uite lolea cum se mișcă. Bine. Sau ce? Ah, ăla-i clopoțelul ca să-i gonesc. Deci pur și simplu să amințea camera și ei pur și simplu dispăreau, nu era, nu-i vedeai cum se mișcă. Mult mai șmecher ăsta ca Five Nights at Freddy's. Adică e asemănător, dar e mai fain că se mișcă animatronii. Uite leacă. Băi, nu. Și eu ce trebuie să fac acum? Vai, dacă m-a fost asta, bă, frate, deci am făcut pe mine să mor eu, deci cum s-a auzit sunetul ăla din mecanism. Deci tremur tot acum. Băi, prea șmecher jocul ăsta, e prea șmecher. Băi, super jocul. V-aș sugera să-l jucați, deci excelent jocul. Bă, îți dai seama, mă. Oh, șmecher jocul, rău. Șmecher. Bă, un dispărut și ăla. Băi, deci, cum vin încoace, s-a pus la loc ăsta. Obosit, sărac. Nu! E aproape ora 4. Băi, ăsta au venit încoace, ești nebun. Bă, ăsta au venit în coace, l-auzeam în ureche, cam căști. Băi, l-auzeam în ureche, în urechea dreaptă l-auzeam, bă! Bă, ce șmecher e jocul, e. Bagă frica în tine. Credeam că e o bășcălie. De fapt, i-am văzut și trailerul, e destul de șmecher. Uite-lea cum merge. Bă, ce șmecher e. Ăla vine în coace, zic eu. Uite-l cum merge pe acolo. Asta cred că iar să scoală de aici, Freddy ăsta. Du-te, nu vine, zic eu că nu vine. Să pune și ăla la, cred că obose și el. Da, cred că s-o pus și el. Ue, băieți, eu trecut de ora 4, mai este până la 5, într-adevăr. Ue, n-ai ușă, frate, unde să pui? Băi, dar șmecher jocul, trebuie să recunosc că e. Nu se poate să nu-l auzi un joc ăsta. Ăla stă acolo, ce face? Hai, băieți, 1. 1, 2, 3. Ui, șmecher jocul, băi, băieți, bă. Ce vrei, boss? Ăla au plecat ei și el face semnul ăla. Și ăla. Da, boss, că vin și eu. Cristi! Bă, Cristi. Da. Extraordinar de șmecher. Super tare, super tare. Uite, vine Gicu încoa. Hai, Gicu, hai, dă-i. Bă, nu! Deci ăștia e un fel de FNAF 3, trebuie să-i ademenești, știi? Cum îl ademeneai pe Springtrap, am jucat toate FNAF-urile. Și le-am terminat toate, da? Când era mai mic, olea, Springtrap 4, așa.
4, 5, eram copil mic. Bă, ăla nu vine încoace, zic eu, ăla nu trebuie să vină încoace. Bă! Gata. Hai că e bun. Bă, ăla vine încoace. Hai, scanează repede și pleacă. Scanează-i mai repede, pleacă. Nu s-a dus ăla. Uite ce fac. Yeah! Uite, ai șmecher și ăsta la final cu 6 ani. Uite, deci jocul ăsta m-a rupt în două. Eu credeam că e la fel ca FNAF, dar nu e chiar. Mult mai șmecher. Dar still ceva. Uite, știi, pere. Iar trebuie să mergem. Deci este foarte fain, poți să te și miști. Deci e extraordinar jocul ăsta. Păcat că e demo, știi? Versiune. Băi, băiatule, bă. Hai, înainte. Sus. Fă. Fă. Nu merge. Așa, bă, băiat. Vreau să dau aia. Animatron. Băi, băiatule. Ce cu animatronul ăla pe acolo? Hai, înapoi, că n-am ce faci. Înapoi. Înapoi. Șmecher. Ua. Hai, oare când începe noaptea a doua? Prima noapte e gata. Ia să vedem. Bă, să uit la mine. Vreau să spargă ușa, cred că. Bă, ești... PRO TV. Hai, vedem. Scări. Cum mergi? Ia vedem întâi aici, la colț. Sau dincolo, uite aici, în bedroom. Cred că nu mai dormi nimeni aici de 30 de ani. Acum arată casa asta. Ăla ce? Ceva. Ah, deci aici aș putea să mă ascund, știi ce șmecher? Yeah, sub scară. Battle din umbra de sub scară. Foarte șmecher. Ia să vedem. Înapoi o leacă. Uite, aici n-am mers. Animatron pe jos, pe acolo. Înapoi. Înapoi. Hai să vedem aici în bucata asta. Click. Click. Uite o chestie. Mie mi s-a părut că am auzit ceva. Ce am putea să facem noi aici? Zic să ne întoarcem. Stai. Trebuie să fie ceva în camera asta. Hai să ne întoarcem. Nu mai e nică. Trebuie să vedem, băieți, ce să facem. Fă. Fă.
Și am rezolvat. Hai înapoi. Băi, nu e. Bă, deci faci pe tine. Bă, v-am zis eu că aici e ascunzătoare. Aici trebuie să ne ascundim de fiecare dată. Complicat. Ce căuta ăla aici? Nu ăla? Care? Știi fac aici? S-a auzit. Am urcat scările? Da. Use add to look around. Hold space for flashlight. Ui! Ce fac? Închide ușa. Muzică. Fasolică. Bă, ce facă? S-a mai mișcat ăla. De ce muzică horror aici? Mamă, 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 îți bagă frica în tine. Bă, deci jocul ăsta e așa de șmecher încât aș vrea să-l joc toată ziua, mă. Nu mă pot abține. Mi-am făcut și un tuneric acum în cameră, mi-am tras toate draperiile în camera. Bă, numai să joc, e să fie senzații de aia șmecher. Bă, Gicu. Și cum închid ușa aia? Că ăla stă acolo și se uită, parcă e Mona Lisa. Nu pot să închid ușa. Serios. Bă, Gicu, ce fac? Că ăsta intră în cameră. Dacă nu-l vezi aici în fața ta. Fuck. Hai, eu rămas acolo. Trebuie să închid ușa cumva. Trebuie să fac ceva. Chiar nu pot să închid ușa. Bă, du-te de aici. Deci, din jocul ăsta nu poți să nu fii speriat. Acum ce fac? Că am rămas mut. Trebuie să mă ocup de asta. Poc! Ăsta. Ține-l. S-a dus mai în spate. Yeah! Keep light on, chica. Ah, trebuie să țin becul aprins pe chica. Zici că e Foxy, parcă îl deranjează la ochi. Foxy îl deranjează flashlight-ul. Bă, deci e horrorul ăla, frate. Bă, rupi dintele lui ăsta. Dar nu se cazi de la, dar nu știu ce. Gata, he's dead. Bă, Gicu, nu mai sări în față. Mă duc în coace. Abia acum noaptea a doua, bă. Vezi cât am stat, deci câte 7 minute între nopți.
Hai să-i dăm iar bătaie, vedeți, ora 12, ne sună Gicu la telefon. Hello, Gigi! Ah, și că e un copil de 18 ani care îi vorbește. I'll keep it brief, as to not distract you from any of your important tasks. And actually, on that note, the Puppet Master, it seems there is a bug in his programming right now, where the PM and AM in his show's time schedules are mixed. So he may or may not come out tonight. Just to keep him out, you have to give him what he wants. Attention. Looking at him via the cameras should slow down his path. Right, keep yourself level head tonight, and I'll see you tomorrow. But mysterious. Ai puppet acolo jos. Ui, aici am stat noi atunci, măi, când am făcut la prima noapte, înainte de prima noapte. Aici. Și puppet era acolo. Da, mă. Aici am stat noi la prima noapte. În fine, hai să mai vedem. O plecat Gicu. Bă. Plecat și ăla. Aia, de fapt, că-i fată, puppet. Păi unde vă duceți aia? Ce e aici? Întâlnire de seară? De alarmă. Bă. Puppet! Ce cu asta e? Fă, ieși acasă. Fă! Fă! O dispăru... E acolo. Bă... Dar unde-i Freddy ăla? Freddy? Freddy! Uite-l. Bă... Aproape ora 2. Nu se poate, nu poate să vină la încoace. Dar prin ventilație cine poate ar putea să vină? Îl aud. Bă. Ah, o plecat. Hai că e bun. L-am auzit aici în urechi. Și ce mai faci, puppet? Cum e viața? Pe acasă, familia? Cum e? Da, mai lămurit. Hai să mai vedem și pe alții. Ok? Deci tu ești bine, da? Înainte să plecăm în altă cameră. Stai că vine altă. Ui, în urechea mea, băi! Ui, dar dacă ați ști cum se aud lanțurile astea. Oleu, nu-i bine, nu-i bine. Bine că Freddy măcar s-a retras. Era Chica, cred că, la urechea noastră. Ce faci? Vi se pare ușor acolo, voi vă uitați pe telefon sau pe laptop, ce vă uitați voi la Ștefan care face gaming, la Covrig aici. Și nu e așa de ușor, precum pare. Cred că vă uitați și la Rafael și la alții, na. Eu n-am mai vorbit cu Rafael de mult. Sunt prieten cu el pe Facebook și n-am mai vorbit cu el de mult timp. N-am, poate mai văd cu el zilele astea, poate mai sugerez un joc. El acum e cuprins și el de jocuri de astea de FNAF. FNAF-urile astea. Și am zis să joc și eu, dar alt joc, nu FNAF. Am zis să joc jocul ăsta.
Final Night. 4. Na. Tot ceva cu animatroni, totuși. Na. Scary movie. Dar unde-i Freddy oare? Băi, să facem și noi ceva aici. Nu se poate. Urgență. Urgență. He's there. Bro. We need to see something. S-a mișcat fasola. Bă. Ui, aproape ora 5 e. Vedeți voi acolo? Ora 5. Bă, vine, mă. Bă, ești prost. Vine, bă, Gigi Costel ăsta. Bă, Gigi Costel. Vine, bă, Gigi Costel. Băi, băiatule, bă. Ce facem acum? Deci, pur și simplu, trebuie să pierdem timpul. Asta e ideea. Ca ei să nu ne prindă, să ne țepi. Vă nu vă merge animatronii, vă puneți voi cu mine. Eu am jucat FNAF o grămadă. Șmecherie? Trebuie să fie ceva așa aici. Bă, nu se poate. Să vedem o leacă aici. Stai și ne uităm la Puppet. Ne uităm unii la alții ca babile. Hai că nu mai este foarte mult. Dar la asta mereu întins pe jos, nu știu ce are. Ventilații niciodată, Nica. Yeah! 6 am, șmecherie, am câștigat. Șmecher. Cam atâta, băieții, ăsta a fost jocul. Poate o să mai jucăm și altă dată. Să scrieți în comentarii dacă o să mai vreți să mai jucăm. Ăsta a fost jocul Final Nights 4 și sper că v-a plăcut și să scrieți în comentarii dacă o să mai vreți să mai jucăm acest joc. Pe curând tuturor, eu am fost Covrig și acesta a fost Game Time! Yeah! Pe curând tuturor!